Da, am revenit în direct la Deale Buzoianului. Reamintesc invitatul meu din această emisiune, domnul Remus Nicula de la Poliția Rutieră. Foarte rapid, am mai multe întrebări, nu știu dacă timpul ne va permite, dar încercăm. Primul subiect, domnul Nicula, legat de motocicliștii zgomotoși care fac zgomot, își turează motocicletele. Imediat luăm telefonul în direct, dar să elucidăm măcar cu motocicliști așa și ce facem cu ei. Sunt lucruri trăite și personal, atât de mine cât și de colegii mei de aici, de la campus. Pot să vă spun personal ce am pățit zilele trecute. În mașină, căldurile astea, geamurile deschise, cei doi copii în spatele mașinii, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, deodată are loc o explozie lângă mine. Ce se întâmpla? Am sărit și eu, nu mai vorbesc de copii că au început să plângă, da? S-au speriat teribil. Tocmai venea o motocicletă și care în momentul respectiv, în locul respectiv, a accelerat cât s-a putut de tare și a depășit așa vreo 3-4 mașini la rând. Se poate face ceva împotriva acestora? Se poate face și se face. Și prin activitățile, cu întâlnirile pe care noi le avem cu acești motocicliști, din păcate aceștia care turbură ordinea și liniștea publică, că de fapt asta fac și pun în pericol siguranța rutieră, sunt în atenția noastră mereu, dar pe aceștia am vrut să-i atragem în mod special. Dar ei ce fac? Deci ceva cu vorba bună. Întâlnirile noastre, nu, e una din un aspect. Cu vorba bună. Un aspect. Foarte bine. Țineți minte că acum câtva timp am făcut o întâlnire în Piața Dacii cu motocicliștii și am invitat și o persoană publică care să vorbească cu ei despre acest aspect, dar au venit tot cei care sunt conștienți de ceea ce înseamnă o motocicletă, sunt conștienți de ceea ce înseamnă pericolul pe care îl au, în care se găsesc ei când circulă pe motocicletă și că pun viața lor în pericol și altor participanți la trafic. Pe acești conducători de motociclete îi sancționăm conform legii 61 pentru că este singura pârghie pe care noi avem pentru a măsura decibelii cu care aceștia circulă și a tura, dacă turăm acel motor, trebuie să avem o unitate de măsură. Lucrul acesta îl fac cei de la mediu, de la garda de mediu. Deci nu puteți să măsurați noi cu sonometru. Dar acel aparat trebuie să fie, ca și radarul, verificat metrologic, ca să aibă probă, să fie probă în instanță. Sunteți dotați cu așa ceva? Nu avem noi, poliția, nu trebuie să fie poliția dotată cu așa ceva. Garda de mediu trebuie, știu că exista la Ploiești, la garda de mediu la Ploiești și acum câțiva ani au fost împrumutat acolo, dar am înțeles că nici acela nu mai are... Experiența personală trăită în Franța, la Paris, da? Pe una din străzi... Am văzut cu ochii mei, polițistul avea sonometru, da, la cingătoare. Judecătorul ținea cont de acel sonometru. S-a uitat polițistul frumos, l-a văzut pe motociclist că făcea zgomot, a fluierat, ia trece încoace, semnăm procesul. Trebuie să avem pârghii ca să noi... Deci în România nu avem legea făcută corect, odată. Nu avem acest aparat omologat și nu-l avem în dotarea noastră, că nu există în dotarea noastră a poliției. Dar legea v-ar permite lucrul ăsta? Păi nu, tocmai că nu. Deci n-avem odată lege, n-avem nimic. Doar prin garda de mediu. Putem treaba aceasta să o facem dacă există 2-3 persoane martori să se pună la procesul verbal în caz că acesta va fi în instanță la legea 61, va fi contestat. Pentru tulburarea liniștii publice. Exact, pentru că asta e măsura pe care o puteți... La momentul ăsta, da. Luăm telefonul în direct și mai revenim la asupra acestui subiect. Bună seara! Bună seara, domnul Tereacă, bună seara, domnul comisar, și felicitări de atitudinea noastră în general pe care o aveți, inclusiv la reacția la nervii domnului Alexandru, într-o bună măsură are problemele care le are cu fiul și e firesc să-l înțelegeți. Legat de aspectul cu motocicliști, duminică seara, vă spun la orele 22, între primărie și bazar, eram pe la mijlocul acelui spațiu și pe o băncuță, două motociclete mergeau pe cuza vodă, când au ieșit pe aleea trandafirilor, vă spun, au turat la maxim motoarele, au niște zgomote din astea scurte, dar puternice, încât noi care eram acolo la mijloc am fost deranjați de acele zgomote. Deci e ceva de groază. Da, acum nici nu știu dacă aveau voie să treacă pe acolo. Da, pe cuza vodă este interzis, circulația este interzisă, inclusiv motocicletelor, inclusiv mașinilor. Deci două lucruri, odată că circulau pe interzis, doi că făceau zgomot. Pe cuza vodă, pe pavajul acela? Pe pavajul respectiv. Și pe unde au? Au coborât pe Piața Dacii.
Pe platou, domnul Ivașcu, a coborât pe platou, da? Deci de la mijlocul distanței, dintre primărie și bazar, au venit băieții și au trecut efectiv pe acolo, printre copiii care au cu skateboard-uri și toate cele. Unu. Doi? Doi. De ce nu există camere, bine, nu-i vina noastră, de ce nu există camere pe tot Bulevardul Unirii? Nu acționează nicio cameră pe Bulevardul Unirii, mi se pare nepotrivit. Pe Bulevardul Unirii, deci noi asta am vrudorit, pe Bulevardul Unirii, în primul rând, noi am vrut pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și pe strada Spiru Hare. Noi acolo am făcut propunerea să existe aceste camere. Sunt camere pe Marghiloman, în Poștă, în Mihai Viteazu, dar nu în pe Bulevardul. În general sunt camere unde acționează către secție de votare, școli și așa mai departe. Exact. Bulevardul Unirii mi se pare un bulevard important. Deci dumneavoastră a solicitat la poliție, acest proiect la primărie. Da, acest proiect au avut anumiți bani europeni, și am solicitat ca să se extindă, să nu rămână doar aceste cartiere, și în primul rând Bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Spiru Hare și zona respectivă. Ar fi extraordinar. Într-o noapte, două tiruri ucrainiene au trecut prin brânză dinspre Focșan către Ploiești. Deci se întâmplă lucruri care pot... Deci trebuie prin oraș. Prin oraș. Am înțeles. S-au pierdut. Domnul comisar, la Drăgaică, ce intenții aveți de a rezolva? Ca să le iau mai repede, să nu mai... ce intenții aveți în zona maternitate, bistro? De ce, dacă cei de la restaurantul militar au... autorizație să stranguleze drumul. Ieri erau, să știți, parcate și pe stânga și pe dreapta mașini. Refer, lipite de bistro, da? Da, deci ați văzut? Ați văzut și dumneavoastră că în zona respectivă s-a micșorat trotuarul ca să se lărgească un pic strada, a fost terminată lucrarea respectivă, iar în zonă, deci administratorul drumului public, după cum bine știți, este primăria municipiului și probabil că în zona acelui restaurant de care dumneavoastră spuneți, i s-a dat vreo aprobare ca să împrejmuiască, vorbesc de restaurantul militar. De acel militar, are acea bandă exact că ține respectivul gardul respectiv. Și dacă autoturismele sunt parcate și pe stânga și pe dreapta, ați văzut că nici autobuzul nu are loc să circule, vă spun că nu știu ce să facem cu opririle din municipiul Buzău, sunt atât de multe, doar ieri au fost în jur de 30 de sancțiuni la opriri, au fost o acțiune pe care nu numai în zona respectivă, și în alte zone am acționat, este într-adevăr, dacă noi, când vorbim de administratorul drumului public, când dăm o autorizație pentru o terasă, când dăm o autorizație pentru un spațiu public unde știm că vor veni autoturisme, nu creăm obligația unei parcări. Asta trebuie să facem, asta trebuie să înțeleagă administratorul drumului public, pentru că noi aici nu avem nicio... doar sancționăm pe cei care opresc neregulamentar. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul Ivașcu. Ne întoarcem foarte rapid la motocicliști. Ce trebuie să facă un buzoian care este deranjat, de exemplu, sâmbătă și duminică? Ceea ce ne-a relatat interlocutorul de mai devreme este chiar, adică bine, trebuia dânsul să sune la un echip, să alarmeze, să zic, un echipaj de poliție. Nu este o situație specială, nu este o situație de urgență, dar putea să sune la 112 în condițiile în care trimiteam un echipaj acolo, deci poate îi găseam pe acei care... Ați văzut cum se întâmplă la aceste, dacă nu îi surprindem noi, până când ne deplasăm noi acolo, au dispărut, ca să spun așa, și dacă nu avem date de identificare, vreau să vă spun că și la viteză, dacă eu îl găsesc la radar pe un conducător de motocicletă, că numărul de matriculare nu este în față, motocicleta nu e prevăzută cu număr, e prevăzută în spate cu număr și îl iau din față, este foarte greu să probez. Bine, nu e, descriu ce culoare avea casca, ce culoare avea combinezonul, ce cu marca era. Dar ăștia care merg pe Bulevardul Unirii pe Bulevardul Bălcescu, Spiru Haret, și îi depistăm, asta trebuie să-i depistăm noi. Dacă sunt cetățeni care văd lucrul ăsta, este firesc să sesizeze acest lucru. Vine echipajul, stă acolo. Și ați văzut că nu mai trece nimeni. Nu mai trece. Ați văzut că nu mai trece nimeni. Am avut radarul pe Nicolae Bălcescu, cel neinscripționat, și opreau în dreptul lor și spuneau să trăiți și ei mergeau și se duceau pe Spiriu Hare sau pe stadionului. Despre asta vorbim. Vorbim că, într-adevăr... Deci se informează foarte bine. Sunt șmecheri. Deci când văd sau aud că vine echipaj de poliție, exact, sunt cuminți. Păi patrulăm în zona respectivă, nu mai trec echipajele. Merg pe... Știm că ei mergeau pe variantă, pe DN285, mergeau pe Nicolae Titulescu după ce...
aveam... să veniți incognito. Da, dacă respectivă. Poliția rutieră, o spun poate în premieră, va fi dotată cu acele sisteme care sunt pe DN1, vorbesc de acele pistoale cu laser, care și filmează și înregistrează viteza, atunci o să avem, sperăm să facem lucrul acesta, îmbrăcați în civil, pe marginea, pe o băncuță și să înregistrăm. Deocamdată, la momentul acesta, nu avem pârghiile necesare, dar dacă, probabil, în cel mai scurt timp am înțeles că ne vor dota cu aceste sisteme, sperăm să realizăm și lucrul acesta, că atunci este un sistem tehnic verificat și omologat și nu mai avem nicio problemă în a aproba aceste sancțiuni, aceste contravenții. Domnul Nicula, un caz concret, avem aceea șaurmerie de pe bulevardul Spiru Haret, unde aproape că nu este oră din zi și chiar din noapte, da? Hai să nu zic chiar din noapte, dar din seară, în anumite nopți. Unde sunt mașini parcate incorrect. Avem acolo două aspecte. Indicatoare de oprire interzisă nu sunt în zona respectivă pe acea porțiune și nici pe stânga, nici pe dreapta. În schimb, trebuie să ținem cont de acea regulă de circulație 25 de metri de la colțul intersecției. Știți bine că am avut și accidentul rutier acum o lună de zile din zona respectivă cu microbuzul și la momentul respectiv conducătorul autoturismului a spus că n-a avut cum să se asigure că erau autoturisme parcate, cu toate că există o vizibilitate nu foarte mare, dar există dacă ești destul de prudent de acolo, pentru că nu este singura stradă. Dar să revenim la aspectul respectiv. Deci nu avem indicatoare de oprire interzisă. În schimb, acolo mai avem curți în care cei care locuiesc în zona respectivă sunt în imposibilitate de a intra în curte, să-și parcheze mașina în curte. Asta am observat. Din cauza lor a venit la șaurma, da? Da, din cei care parchează în zona respectivă. Într-adevăr, s-a aglomerat zona respectivă foarte, foarte mult. Dacă înainte exista numai acea cafenea de la intersecția cu strada Patriei, acum prin aceste terase, prin aceste societăți comerciale care stil fast food, în zona respectivă chiar s-a aglomerat. V-am spus, nu avem oprirea interzisă, ca regulă de circulație este acel aspect cu 25 de metri și în zona respectivă se dau sancțiuni pentru oprirea neregulamentară, sunt filmate și de către noi și de către colegii de la poliția locală. Într-adevăr, e un punct, îl numesc eu, nu neapărat sensibil, cât ar fi trebuit să se țină cont de acest aspect în condițiile în care avem o terasă, pune în vedere în momentul când dă autorizația respectivă să asigure loc de parcare. Sau să nu-i dea autorizație și după aceea ne aduce, adică mută mingea în grădina noastră, ca să spun așa, și să-i sancționăm pe aceia care opresc în zona respectivă și mai ales în zona respectivă. Eu nu m-aș referi, domnul Nicula, la cei care parchează lângă trotuar. Mă refer la ceilalți care vin paralel și dublează. Cu alt autoturism. Da? Și blochează banda de circulație. Banda de circulație, da? Aceea vă dați seama că sunt mai mult decât... e vizibil ceea ce se întâmplă acolo. Se întâmplă lucrurile astea? Da, zilnic. V-am spus, din păcate nu putem să facem un punct fix acolo, că ar fi chiar culmea să lângă șaurmerie să găsim un polițist. Nu s-ar putea un punct fix 2, 3, 4, 5 zile să rezolvăm problema? Ar reveni vă după spun aceea. Eu, pentru că am mai spus-o și în emisiune, nu la dumneavoastră, la emisiunile colegilor dumneavoastră, dacă noi mergem pe Bulevardul Unirii și sancționăm pe partea stângă, să zicem sensul de mers spre Focșani, tot ce este în stația de autobuz, când ne întoarcem pe celălalt sens, găsim stațiile de autobuz la fel. Deci asta, despre asta vreau să spun. A spus mai devreme un conducător, un interlocutor, că ține vorba de educație, ține vorba de ce noi, conducători auto din România, când mergem în străinătate, suntem foarte atenți ce facem, unde parcăm, ne ducem și plătim și nu știu câte zeci de euro ca să într-o parcare. Îmi permite să dau un răspuns? Poate că le e frică șoferilor de amenzile pe care le primesc acolo. Exact. Noi avem două puncte penalizare, două puncte amendă. E 105 lei punctul amendă, ce înseamnă? Dar nu cumva este și chestia asta că la noi nu primesc amendă? Să nu primească amendă? E posibil să... Nu spun că toată lumea primește amendă. Nu spun despre lucrul ăsta. Spun că unii primesc amenzi, dar poate alții nu, că nu suntem, v-am spus, nu e un punct fix în locul respectiv. Oricum, dacă este să luăm tot municipiul Buzău, ar trebui să sancționăm cel puțin jumătate, dacă nu mai bine de jumătate, din cei care opresc neregulamentar, numai dacă luăm microtreiul și... Erau niște stâlpișori pe Spiru Haret care protejau trecerile pietone. Ați văzut de câte ori au fost mutați dimineața, noaptea sunt mutați acei stâlpișori? De către cine? Nu știm, că n-avem... Acum au dispărut de tot. Acum au dispărut de tot, e clar.
Îi aducem la loc, facem ceva? O să vorbesc cu colegii mei de la municipiu să văd ce s-a întâmplat și cu administratorul drumului public, să văd dacă i-au ridicat ei sau pur și simplu au dispărut, i-a pus cineva în... Era o idee bună din punctul meu de vedere. Foarte bună, nu bună, foarte bună. Tocmai de asta a fost delimitat acel spațiu de siguranță. Da, iată, să fac și lucruri bune, dar din păcate nu trebuie țin. Trebuie să ținem astea de ele, exact. Căruțele, pe drumurile naționale. Pe de drumuri, ce sunt tolerate? Nu sunt tolerate căruțele pe drumurile naționale. Am avut un accident, după cum bine știți, pe DN1 B, vorbim în localitatea Ulmeni. Nu sunt tolerate. Au dreptul să traverseze drumul, să traverseze drumul, adică de pe o parte pe alta există acele drumuri laterale și le putem permite, dar în condiții de siguranță. Tot administratorul drumului public pe drumurile naționale este Compania Națională de Drumuri sau prin grija primăriilor arondate trebuie să amenajeze drumuri laterale adiacente drumurilor naționale. Asta trebuie să facă. În schimb, noi sancționăm, vreau să vă spun că sunt foarte rare căruțele pe drumul național, vorbesc de DN2, pe DN1 pot să spun că mai merg câțiva metri, așa cum s-a întâmplat și de accidentul acela în care am avut, a fost o persoană. Dar în schimb, sunt dese pe DN2C, ăsta spre Slobozia. Spre pogoanele în zona respectivă, exact, pogoanele spre mare. Sunt colegii mei din zona respectivă, că avem echipaj de poliție rutieră și acolo avem un echipaj care acționează. Vreau să vă spun, dacă vreți o cifră, sunt peste 1500 de căruțași sancționați la nivelul județului Buzău. Deci 1500, și cu toate astea, deci 1500, îi tot găsim și pe o sancțiune la căruță nu este nesemnalizată, că nu ai actul de identitate asupra ta, este foarte mare. Vorbim de puncte de amendă în jur de 700-800 de lei. Este da. Foarte mare. Din păcate, domnul Nicula, mai aveam multe subiecte. O să vă chem cu un alt prilej într-o din emisiunile. Sper ca să nu mai vorbim despre accidente rutiere produse, să le prevenim. Îmi fac datoria față de telespectatori și încerc să citesc cât mai multe din mesajele venite. Mare viteză, țiganii din Simileasca, de pe Alexandru Marghiloman, fac gălăgie. Vă rog frumos să luați măsuri cu aceștia. Bun, ține mai puțin de dumneavoastră de la rutieră. Aveți un polițist de la circulație care ține mașina după trecerea de pietoni, nu după trecerea de pietoni, ci înainte și uneori pe trecerea de pietoni lângă fabrica de bere. Ce face acolo? Întreabă cineva. Verifică traficul, probabil. Mașina personală. Nu. Cred că cu mașina poliției. Mă înțeles. Deci la fabrica de bere, da? Trecerea de pieton de acolo. Da. Să ne spun, domnul Nicula, de ce nu se iau măsuri împotriva celor care semnalizează schimbarea direcției de mers, dar nu respectă indicatorul stop, care opresc în stația, sunt mai multe lucruri, care opresc în stațiile de autobuz. Corect. Să-și cumpere țigări, pâine, ziare, care vorbesc la telefon, e o datorie de serviciu pe care nu o respectă. De atâtea ori s-au reclamat ocuparea stațiilor de autobuz, dar nu se face nimic. La Obor, Dorobanți, piață, peste tot, numai tupeu din partea unora dintre șoferi. Nu, a revenit respectatorul, era cu mașina personală. Cu mașina personală. La bere zilnic. Da. Bună seara, ce face poliția cu semnalele de circulație? Cu semnele de circulație. Ce faceți cu semnele de circulație? Deci, nu e în atributul nostru, indicatoarele, marcajele sunt făcute de către administratorul drumului public, m-am spus primăria municipiului. Ține de primărie. Da. Da, mulțumesc frumos încă o dată pentru prezență, mulțumesc celor care au urmărit emisiunea noastră. Încerc scuze că am oprit telefoanele pe ultima parte a emisiunii ca să putem să punem așa câteva întrebări. Ne mai întâlnim cu domnul Nicula într-o emisiune viitoare, cum v-am spus. Rămâneți pe Campus TV, urmează jurnalul peste nici 10 minute. Până mâine, eu vă spun la revedere și o seară cât mai liniștită.